Bărbatul venea de la Oradea și a încercat o scurtătură spre casă pe Transalpina. Pentru că l-a prins întunericul în vârf de munte, șoferul a dormit peste noapte în mașină, iar astăzi de dimineață s-a trezit cu mașina prinsă între troiene. Fiind într-o zonă în care nu avea nici măcar semnal să apeleze serviciul unic de urgență, bărbatul și-a abandonat mașina și a plecat pe jos, ulterior luând legătura cu salvamontiștii. Persoana a intrat el pe Transalpina, a dormit noaptea acolo, l-a prins zăpada, n-a mai putut să continue drumul cu mașina. Inițial, toată treaba s-a întâmplat pe raza județului Vâlcea, a fost alertate echipele de salvatori din Vâlcea, dar persoana, când a părăsit mașina, s-a îndreptat către Gorj. Și în clipa în care a pus semnal și a fost localizat este către Gorj, am declanșat noi operațiunea de salvare dinspre Rânca, au participat 5 salvamontiști și 2 jandarmi și s-a mers circa 8 km prin zăpadă și prin viscol până la el. Stratul de zăpadă pe Transalpina depășește 50 de centimetri. Meteorologii au emis cod galben de nisori abundente, care vizează și nordul județului Gorj, implicit zona în care s-a produs incidentul.